Bine ați revenit la întrebări. Să revedem întrebările de data trecută. Să presupunem deci că știm doar atât, că una dintre baghete este magnet, iar cealaltă este o bucată de fier. Și acum prima întrebare. Cum putem afla, fără să folosim nimic altceva, în afara celor două baghete, care este magnetul și care este fierul? A doua întrebare. Avem voie să folosim orice fel de corpuri cu condiția să nu fie magneți sau să nu fie confecționate din materiale ferromagnetice. Dar n-avem voie să apropiem baghetele de data asta. În acest caz, putem afla care este magnetul și care este fierul? Și a treia întrebare, deoarece avem un magnet și o bucată de fier, nu avem decât forțe de atracție. Presupunând că avem voie să facem ce vrem, fie cu fierul, fie cu magnetul, putem obține o forță de respingere. Prima întrebare, cum putem afla care baghetă este magnetul și care este fierul? Răspunsul este legat de forma câmpului magnetic al unui magnet bară. El arată așa cum vedeți în desenul de sus, iar mai jos puteți vedea vizualizarea acestui câmp magnetic cu ajutorul piliturii de fier. Se poate ușor observa în amândouă desenele că liniile de câmp se apropie una de alta, se îndesesc în apropierea polilor. Sunt cele mai apropiate, cele mai dese în apropierea polilor. Și asta înseamnă că acolo câmpul magnetic este mai puternic decât în restul spațiului din jurul magnetului. În fizică spunem că acolo inducția magnetică este mai mare. Inducția magnetică fiind mărimea fizică care caracterizează un câmp magnetic. Știind acest lucru, putem proceda în felul următor. Atingem cu capătul unei baghete cealaltă baghetă de-a lungul ei, în mai multe puncte de-a lungul ei. Și dacă simțim peste tot aceeași forță de atracție, înseamnă că bagheta pe care am plimbat-o de-a lungul celeilalte este magnetul. Pentru că ceea ce am făcut a fost să atingem cu unul dintre polii magnetului bagheta de fier. Și forța de atracție n-are de ce să fie diferită în acest caz. În schimb, dacă simțim o forță puternică de atracție la capetele baghetei pe care o țin în această mână și nu simt aproape deloc sau chiar deloc forță de atracție la mijlocul ei, atunci aceasta este bagheta magnet. Pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost că am atins cu bagheta de fier polii magnetului și acolo am simțit o atracție puternică. În schimb, la mijlocul ei, atracția a fost aproape inexistentă. Deci, există această metodă de a afla, folosind doar cele două baghete, care este magnetul și care este fierul. A doua întrebare. Putem, fără să folosim materiale ferromagnetice și fără să apropiem baghetele una de cealaltă, să aflăm care este magnetul și care este fierul? În acest caz, ne putem folosi de faptul că Pământul are și el un câmp magnetic. Unii confundă acest câmp magnetic al Pământului cu câmpul gravitațional, spunând că Pământul atrage corpurile care se găsesc la suprafața lui pentru că este magnet. Este evident greșit. Magneții nu atrag orice, pe când Pământul atrage orice corp, din orice substanță ar fi alcătuit el. Atracția Pământului are loc printr-un câmp gravitațional și nu prin câmp magnetic, iar câmpul gravitațional acționează la fel asupra oricărei substanțe. Dar putem să folosim câmpul magnetic al Pământului ca să găsim răspunsul la întrebarea noastră. Practic, putem de pildă să punem baghetele să plutească pe apă, pe bucată de lemn, să zicem. Iar bagheta magnet, în acest caz, se va orienta încet, încet pe direcția nord-sud, prin interacțiune cu câmpul magnetic al Pământului.
Sau putem să legăm baghetele de mijlocul lor, așa cum vedeți în acest desen, numai că aici nu avem baghete, ci avem niște magneți de formă paralelipipedică, dar asta nu schimbă cu nimic datele problemei. Și în acest caz, din nou, bagheta magnet se va orienta în câmpul magnetic al Pământului, cu polul ei nord spre polul nord geografic și cu polul ei sud spre polul sud geografic. Această orientare a unui magnet sau ac magnetic pe direcția nord-sud stă la baza utilizării busolei pentru orientare. Sute de ani, bolta cerească, busola și harta au fost singurele mijloace de orientare pentru navigatori și s-au descurcat foarte bine. Azi ne rătăcim chiar dacă avem sateliți speciali pentru navigație și navigator electronic. Trebuie să fac o precizare în legătură cu răspunsul pe care tocmai l-am dat. S-ar putea ca unii să spună că am trișat în formularea răspunsului, deoarece în întrebare a fost făcută precizarea fără să folosim materiale feromagnetice. Ori, pentru a afla care baghetă este magnetul, ne-am folosit de câmpul magnetic al Pământului și în interiorul Pământului există o grămadă de fier și nichel și cobalt, deci avem materiale feromagnetice. Trebuie să recunosc că această interpretare a răspunsului are logică. Așa că, de dragul corectitudinii, voi spune că întrebarea are, în acest caz, două răspunsuri, și anume, putem afla care este magnetul și care este fierul dacă ne folosim de câmpul magnetic al Pământului și nu putem afla dacă nu avem voie să facem acest lucru. Numai că acum trebuie să fac încă o precizare. De fapt, putem și în cazul al doilea, dar trebuie să facem apel la metode care presupun aparatură destul de complicată de laborator sau trebuie să putem obține temperaturi foarte scăzute. Iar întrebarea presupunea, era subînțeles faptul că identificarea magnetului și a fierului trebuie să se facă prin metode care sunt la îndemâna oricui. A treia întrebare era dacă putem obține o forță de respingere. Putem să facem și asta, dar trebuie să tăiem magnetul în două. Deci, întâi trebuie să aflăm care e magnetul și apoi să-l tăiem în două. Dacă tăiem sau rupem un magnet în două, obținem doi magneți și fiecare va avea doi poli, așa cum vedeți în acest desen. Un magnet a fost tăiat în două, apoi cei doi magneți au fost și ei la rândul lor tăiați în două și așa mai departe. Și de fiecare dată se obțin magneți, tot mai mici, dar fiecare magnet are doi poli. Polii magnetici nu pot fi separați. Voi arăta la cursuri de ce. Acum vă voi spune doar că, spre deosebire de câmpul electric, care este produs de sarcini, sarcini de două feluri, sarcini negative și sarcini pozitive, câmpul magnetic nu este produs de sarcini magnetice. Nu există sarcini magnetice nord și sarcini magnetice sud, sau cum li se spune în fizică, monopoli magnetici. Câmpul magnetic este produs tot de sarcinile electrice, atunci când acestea sunt în mișcare. Deci, dacă o sarcină electrică este în repaus față de mine, atunci observ apariția unui câmp electric în jurul ei. Dacă sarcina electrică se mișcă față de mine, atunci pe lângă câmpul ei electric, care își schimbă forma dacă sarcina se mișcă, dar asta e altă problemă, apare și un câmp magnetic. Deci câmpul magnetic este tot o manifestare a sarcinilor electrice. Așa că, dacă tăiem magnetul nostru în două, obținem doi magneți și nu ne mai rămâne decât să-i orientăm cu polii de același semn unul spre celălalt și atunci vom simți o forță de respingere. În final, vreau să vă spun că nu pot să fac comentarii la răspunsurile pe care le-ați dat la aceste întrebări,
pentru că acest material video este înregistrat cu o săptămână înainte de momentul publicării lui, odată cu materialul în care pun întrebările. Deci, acum când înregistrez acest material, nu știu ce răspunsuri veți da. Dar vă promit că dacă vor fi răspunsuri interesante, voi face comentarii în următorul material din această serie, adică săptămâna viitoare. Să trecem la întrebarea de azi. Azi voi pune o întrebare foarte interesantă și foarte grea, dar care nu are legătură directă nici cu fizica, nici cu chimia, nici cu știința în general, nici chiar cu matematica. Ca să găsiți răspunsul, vă trebuie doar logică. Este poate cea mai grea dintre întrebările de logică de până acum și este legată, după cum spune și titlul materialului, de cântărirea cu ajutorul unei balanțe. Presupuneți că aveți 12 bile identice ca dimensiuni și culoare, dar una dintre ele are greutatea diferită de a celorlalte. Celelalte 11 au toate exact aceeași greutate. Nu se știe dacă bila diferită este mai grea sau mai ușoară decât celelalte, dar se știe că are greutatea diferită. Mai aveți și o balanță, dar fără mase marcate. Așa că ceea ce puteți face este doar să comparați greutatea unui set de bile care au fost puse pe un taler al balanței cu greutatea altui set de bile care au fost puse pe celălalt taler. Trebuie nu numai să identificați bila diferită ca greutate, ci și să puteți spune dacă ea este mai grea sau mai ușoară decât celelalte din numai 3 cântăriri. Aveți voie să faceți doar 3 cântăriri. Repet, este o întrebare grea și de aceea, ca să nu renunțați la luptă, vă spun că are soluție, iar soluția nu se bazează pe vreo șmecherie. Trebuie doar să cântăriți de 3 ori și, folosind logica, să alegeți ce bile urmează să cântăriți în a doua și a treia cântărire în funcție de rezultatul cântăririi precedente. Nu vă dați bătuți, succes și la revedere!